Bună ziua, bine v-am regăsit, stimați telespectatori. De data aceasta, la emisiunea Hunedorenii votează. Iată, până nu de mult, cred că în urmă cu aproximativ o lună, din nou am fost alături de dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni, atunci pentru alegerile locale, însă de data aceasta pentru alegerile parlamentare, care iată vor avea loc în data de 6 decembrie. În acea zi, fiecare dintre noi, sau cel puțin așa ar trebui să se întâmple, ca fiecare dintre cei care au drept de vot să își exercite acest drept, să meargă la vot, să își aleagă parlamentarii, pentru că de data aceasta vorbim despre senatori și deputați. Fiecare dintre noi ar trebui să facă acest lucru, așa cum spuneam și mai devreme. Județul Hunedoara va da 3 senatori și 6 deputați. Rămâne de văzut care vor fi aceștia, însă astăzi, în prima zi de campanie, iată, o să discutăm cu locul 1 pentru Senatul României pe lista Partidului Național Liberal, domnul Vasilică Potecă. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Mulțumesc pentru invitație. Dacă săptămâna trecută aveam numai haina de potențial candidat, începând din această zi, când începe campania electorală, sunt candidatul Partidului Național Liberal pentru Senatul României. Vreau să mulțumesc Partidului Național Liberal pentru această desemnare și sper ca noi, Partidul Național Liberal, eu, să facem o figură cât mai bună în această campanie, să le spunem hunedorenilor că ce ne dorim pentru ei, că ne dorim să modernizăm acest județ și să rezolvăm problemele rămase de prea multă vreme nerezolvate și sper că ei vor recepționa mesajul nostru și ne vor vota în data de 6 decembrie. Veniți din postura de prefect al județului Hunedoara, o postură care v-a adus poate și multe aturi, dar poate și dezavantaje, pentru că ați prins această perioadă destul de complicată în care a trebuit să gestionați o pandemie cu care nimeni nu s-a mai confruntat până acum. Vorbesc aici poate la nivel global, nu doar în județul Hunedoara. Cu toate acestea ați reușit să faceți față provocărilor. Mă refer aici la provocări, în special în sistemul sanitar, pentru că acolo a fost lupta destul de dificilă pe care și prefectul județului Hunedoara, erați dumneavoastră la acea vreme, a trebuit să o ducă, dar și ceilalți factori care erau implicați în această situație, în această Vreau problemă. Să vă mulțumesc dumneavoastră pentru cuvintele frumoase despre activitatea de prefect. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au avut aprecieri cu privire la activitatea mea de 300 de zile în fruntea instituției prefectului județului Hunedoara. Trebuie să vă spun că toată lumea îmi zice următorul lucru. A fost o perioadă extrem de dificilă, complicată. Este adevărat, dar măsura ți-o dai în timpurile în care se petrec evenimente. Atunci e adevărat examen pentru persoanele aflate în funcție. În funcțiile cheie. Măsura bărbăției, măsura adevărului în aceste momente. Acesta este examenul tău și acesta este momentul. Vreau să vă spun că a fost o perioadă extrem de grea, dar din punctul meu de vedere a fost o mare provocare și am încercat cu posibilitățile, împreună cu ceilalți colegi, împreună cu colegii mei din Partidul Național Liberal, să facem față, împreună cu Guvernul României, condus de către Ludovic Orban, să facem față acestor provocări și cred că am făcut față cu bine, cu toate că la această oră înregistrăm o creștere a numărului cazurilor de COVID, dar era știam acest lucru încă din primăvară, că după valul 1 va urma un val 2 și să sperăm că acest val 2 va fi ultimul, că vom găsi totuși acel vaccin și că vom reuși să rezolvăm acest război, această problemă epidemiologică din județul Hunedoara, din țară, din Europa și din toată lumea. Și aici, din nou, revin și spun că și prefectura, și primăriile, și guvernul, toți ar trebui să facă așa un front comun, lucru care se și întâmplă, pentru că nu prea au de ales în această perioadă autoritățile, decât să-și dea mâna și să găsească cumva o modalitate de a lucra, indiferent de culoarea politică, pentru că aici nu mai vorbim de culoarea politică a
pacienților, indiferent că sunt oameni politici sau simpli oameni. Chiar în aceste zile mi se întâmplă un lucru paradoxal, cu toate că sunt candidat al Partidului Național Liberal pentru Senatul României. Nu mai am o însărcinare oficială, sunt foarte mulți oameni care mă sună, sunt foarte multe intervenții pe care le fac pe lângă autorități, încercând să rezolv cât pot punctual anumite probleme în această sferă a COVID-ului, această sferă a îmbolnăvirilor, a celor care sunt pozitivi. Și poate nu m-am mai axat atât de mult numai pe partea de campanie, de explicare a problemelor, ci am încercat cu posibilitățile pe care le am să rezolv anumite probleme pe care să fiu un cetățean, să fiu un om între ceilalți oameni care încearcă să-și ducă menirea mai departe, pentru că toată activitatea, toată viața am fost în slujba oamenilor. Sunt, din momentul când am terminat facultatea, am fost în administrație, am fost în sectorul privat, în toate celelalte lucruri, în toate celelalte activități care m-au ajutat să mă definez și să-mi definez relațiile cu ceilalți. În aceste zile suntem în această luptă, cu această pandemie. Trebuie să vă spun că am luat astăzi raportul și numai pe luna octombrie, în județul Hunedoara, Guvernul Liberal al lui Ludovic Orban, împreună cu Ministerul Sănătății și cu toți ceilalți, au trimis în județul Hunedoara materiale, vorbind de la măști, spirit, dezinfectanți de toate felurile, teste PCR, în valoare de aproape 8 miliarde de lei. Acesta este raportul numai pe luna octombrie și primele 4-5 zile din luna noiembrie. Deci, acestea sunt primele realități cu care ne confruntăm la acest început de campanie electorală și îmi doresc tare mult să găsim soluțiile, să desfășurăm o campanie electorală cât de cât normală, o campanie în care, cu toate că este atipică, să facem din acest atipic un tipic și să reușim să le explicăm oamenilor de ce trebuie să se desfășoare aceste alegeri și care sunt mizele ei pentru viitorul nostru în următorii 4 ani, 8 ani, pentru că dacă la nivel național gândești pe un mandat de 4 ani, la nivel european trebuie să gândești pe un mandat de 8 ani, pentru că acel mandat de 8 ani înseamnă 2021-2028, este programul Uniunii Europene privind finanțarea României și toate celelalte programe de dezvoltare și programe sociale. După cum spuneați, este clar că de la o zi la alta numărul cazurilor de infecții crește. Sunt și oameni de rând, oameni simpli, dar și oameni politici care spun că poate nu ar fi de bun augur organizarea acum, în 6 decembrie, acestor alegeri. Ar trebui sau este bine că se organizează acum aceste alegeri? Deci, în momentul când noi vorbim, în America încă se numără voturile, ceea ce înseamnă că o țară care a fost lovită extrem de puternic în acest război, de acest coronavirus, a desfășurat alegerile la termen pentru simplu motiv că democrația și viața trebuie să continue. Nu putem să spunem la această oră că noi ne permitem să întrerupem cursul firesc al vieții și să nu mai facem nici alegeri, să nu mai mergem nici la serviciu, să închidem și școlile și grădinițele, să închidem tot și să ne izolăm, să facem acel celebru lockdown pe care l-am făcut în primăvară. Nu mai este posibil acum, pentru că suprapunem unei crize sanitare o criză economică de proporții. Iar revenirea probabil că ar fi mult mai dificilă dacă se continuă în acest sistem. Revenirea ar fi enorm de greu de realizat în continuare. Trebuie să vă spun că la această dată, că mă întrebați despre această chestiune, de ce trebuie să organizăm alegerile,
În materie economică, Guvernul României investește enorm de mult pe partea de infrastructură, pe partea socială, în așa fel încât 2021 să ne găsească pregătiți. Pentru că, dacă observați, temele de campanie electorală din partea PSD-ului se axează pe acele pensii și salarii, mult discutate, pe acel 40%, celelalte teme sunt teme, să zic, tot de mare anvergură privind infrastructura din partea Partidului Național Liberal, a modului la care găsim banii necesari să plătim pensiile și salariile și să reușim între aceste pensii și salarii să plătim și să ajutăm tot ceea ce înseamnă noi ceilalți, pentru că le povesteam că suntem între două, să zic, între două linii paralele. Unul înseamnă pensiile, unul înseamnă alocațiile pentru copii. Ambele poate la fel de importante. Ambele foarte importante. Trebuie să vă gândiți că în județul Hunedoara sunt undeva pe la 128.000 de pensionari, iar la copii sunt vreo 56.000 de copii care beneficiază de aceste alocații. Și guvernul trebuie să gândească în primul rând cum trebuie să facă ca această activitate economică să continue și deci dintre aceste două paliere ne găsim noi toți ceilalți. Noi toți ceilalți cu problemele și necazurile noastre. Necazurile noastre și problemele noastre sunt legate și de serviciul meu și de serviciul dumneavoastră și de posibilitatea de a ajuta și pe aceste categorii care între timp devin defavorizate în acest sistem. Deci, Guvernul României de astăzi și Guvernul care urmează au o mare responsabilitate. Responsabilitatea lui este să asigure banii tuturor acestor categorii și să evite această categorie de mijloc care sunt eu și dumneavoastră care muncim, care mâine putem să nu mai avem servicii, care mâine putem, datorită acestui virus, să ne pierdem veniturile pe care le aveam garantate înainte de pandemie. Da, este o situație delicată, o situație totuși și greu de gestionat, pentru că este destul de complicat să găsești calea de mijloc, poate, și să-i mulțumești cât de cât și pe angajatori și pe angajați și totuși să păstrezi o economie cât de cât sănătoasă. Aici trebuie să vorbim despre un lucru care se numește solidaritate. Solidaritate socială. Trebuie să fim solidari unii cu alții în acest moment. Trebuie să vă spun că în această perioadă de pandemie, numai pe pandemie, ci și pe măsurile economice și pe măsurile sociale, în județul Hunedoara au intrat foarte mulți bani. Niciodată n-au intrat atâți bani în ultimii 20 de ani cât au intrat în acest an în economia județului, în măsurile de ajutorare și în toate celelalte. Totdeauna discutăm despre pensii. Partidul Național Liberal a dat 14%, Partidul Social Democrat a promis în 2017 că va da 40%. Putea să dea în fiecare an câte 10% și nu mai eram în situația actuală în care am canalizat cheltuielile, majoritatea cheltuielilor le-am canalizat pentru ajutorarea acestor oameni care au rămas fără servicii și pentru acest COVID, pentru amenajarea spitalelor, școlilor, pentru tot sistemul sanitar și de învățământ și de transport și toate celelalte, am canalizat aceste cheltuieli la toate aceste categorii. Deci trebuie să fim drepți unii cu alții și să considerăm că acesta este efortul nostru național. Iar efortul nostru acum trebuie să fie un efort de solidaritate. Dacă vom găsi noi această solidaritate, vom putea continua în următorii ani și să găsim soluțiile, ca la anul, să întregim cei 26 rămași din 40% pentru cei care anul ăsta nu au putut beneficia în raportul în care ne trimisese în 2017 PSD-ul. Trebuie să vă spun că am crescut cu 14%, vom crește cu 26% la anul, dar toate lucrurile astea trebuie să le facem în raport cu acest război, cu o discuție serioasă despre buget și iar acest lucru nu se poate face decât după terminarea acestor alegeri. Să înțeleg că va fi o campanie destul de complicată, poate și pentru dumneavoastră candidații și pentru
cei care urmează să meargă la vot, pentru că totul se cam învârte așa în jurul acestui virus. Mergem la vot, nu mergem. Riscăm, dacă ajungem în secțiile de votare, să fim infectați. Ce se întâmplă? Are rost să mergem? Nu are rost să mergem? Cred că știți și dumneavoastră și probabil că v-ați întâlnit și cu astfel de situații în care și oamenii au așa un semn de întrebare cu privire la acest lucru. Există, aici este o problemă pe care foarte multe partide și mai ales Partidul Social Democrat operează cu o anumită strategie. Strategia se numește aceea: eu mi-aduc la vot pe ai mei și voi stați acasă că este pandemie. Nu așa se judecă. Noi trebuie să clarificăm o dată, adică lipsa de participare a noastră va duce ca în următorii ani să nu avem iar guverne legitime, să nu fim legitimi, să avem mișcări de stradă și să avem fel de alte probleme. Deci, până la urmă, participarea fiecăruia dintre noi la vot va defini cum vom conduce această țară, cu ce autoritate și cu ce încredere vom avea de la cetățeni. Deci nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de această chestiune. Adică, domne, la noi merge poporul PSD, pe noi nu ne interesează, voi stați acasă, că știm noi mai bine ce facem pentru voi. Nimeni nu știe mai bine decât electoratul ce trebuie să facem. El va da direcția, el ne va spune în ce cum va trebui să procedăm în anii viitori. Și miza este următoarea. Miza este, până la urmă, dezvoltarea României. Acest program european, care începe cu 2021 până în 2027, va defini România modernă și, până la urmă, va trebui să știm care sunt cei capabili să aplice acest program și să-l ducă până la capăt. Acolo va fi examenul decisiv. Este examenul decisiv. 2020 înseamnă, până la urmă, 30 de ani de experimente. Experimentele trebuie să se încheie acum, iar România trebuie să meargă în direcția corectă. Acest lucru l-au făcut liberalii 150 de ani, o să-l mai facă și în următorii 4 ani. Pentru că trebuie să înțelegem că noi am clădit România modernă și avem obligația față de această țară să o reclădim din nou. De aceea sloganul nostru este: dezvoltăm România, dezvoltăm Hunedoara. Ceea ce eu mi-am propus în calitate de candidat Asta ar fi bine să ne spuneți, pentru că, având în vedere că este o misiune electorală de promovare, aveți această oportunitate de a prezenta hunedorenilor, pentru că lor vă adresați, care este programul dumneavoastră, ce vă doriți să faceți, pentru că până acum ați ocupat anumite funcții în administrație mai mult, deși sunteți om politic de, cred că, cel puțin 20 de ani. Sau de vreo 30. De vreo 30. Așa. Iată. Deci, în momentul când discutăm despre ceea ce vreau să fac, trebuie să facem în legătură cu direcțiile pe care vi le-am definit la nivel național. Județul Hunedoara este un județ care este un județ atipic în România și trebuie să înțelegem acest lucru. A fost unul dintre cele mai industrializate județe din România, fiind locul 3 la produsul intern brut. În 30 de ani și-a pierdut industriile, a ajuns pe locul 32. Din acest punct de vedere, dacă făceam mereu o paralelă între Anglia și Țara Galilor, în momentul când au desființat industria cărbunelui în Țara Galilor, și mereu au rămas timp de 30-40 până și astăzi au rămas resentimente față de Anglia. Așa suntem și noi acum în raport cu Bucureștiul. Există mereu niște resentimente legate de această pierdere. Toată lumea pare că această pierdere s-a produs pe fondul neînțelegerilor pe care cei care au condus România în aceste 30 de ani le-au avut. De aceea vreau să vă spun un lucru, că ceea ce îmi doresc și pentru ceea ce am lucrat și în perioada de pandemie, pentru că nu m-am axat numai pe pandemie, trebuie să înțelegeți un lucru, când în acea perioadă am avut inundații, am avut greve, am dezvoltat și parteneriatele pentru județul Hunedoara, în sensul că am înființat niște platforme în care încerc cu Camera de Comerț Română-Germană, cu Consulul Germaniei de la Sibiu, să începem să aducem firmele germane și nu numai în județul Hunedoara,
pentru a ne reclădi noul viitor industrial. Ați avut câteva întâlniri cu persoanele amintite mai devreme, da, atunci când ați fost prefect al județului. Ultima am avut-o cu Alexandru Măț, președintele Camerei de Comerț Română-Germane la București, în care am discutat câteva tematici extrem de interesante. Adică n-am discutat numai despre atragerea, că este o chestiune, un clișeu la noi, atragerea investițiilor în județ. Sună am bine, discutat, nu? Da, sună bine, dar nu s-a făcut în 30 de ani. Din păcate, suntem unde suntem și am avut numai industrii marginale pe aici, ceea ce n-a fost foarte în regulă și din punct de vedere al cetățenilor, pentru că dacă ne uităm la rata de plecare din județul Hunedoara a tinerilor către Occident, a celorlalte persoane. Și către alte județe, dacă stăm să ne gândim, pentru că sunt mulți care au urmat cursurile unei facultăți în Cluj, în Timișoara, în Sibiu, care au rămas, și care au rămas acolo. Au rămas acolo pentru că noi nu am reușit aici să găsim și să oferim locuri de muncă bine plătite, cum era un slogan mai în anii trecuți. Iar acum, ceea ce încerc este această dezvoltare și nouă abordare pentru județul Hunedoara. Județul Hunedoara trebuie să-și recapete vocația industrială, trebuie să meargă în direcția informatizării, digitalizării și toate celorlalte lucruri. El trebuie să-și recalibreze poziția și să revină, pentru că județul Hunedoara, pe lângă acest specific, este cel mai urbanizat județ din România, deci cu cel mai mare potențial. Este județul în care tradiția își spune cuvântul, adică avem încă oameni care pot fi folosiți în aceste direcții, să mergem către... Și oameni competenți, oameni care într-adevăr au ceva de spus și își cunosc și rădăcinile și ce au de făcut. Și ce au de făcut și își cunosc rădăcinile. Și mai presus de toate avem oameni care își doresc, sunt oameni patrioți pentru județul Hunedoara și care își doresc cu ardoare ca acest județ să renască. Rolul meu. Au avut oamenii care să-i ghideze, poate, sau să-i sprijine, că și aici ar fi multe de discutat pe această temă. Cum spuneam, sunt foarte mulți care au diferite pasiuni, poate, nu știu, olărit și alte meșteșuguri, care nu sunt ajutați nici aceia, poate, îndeajuns pentru a fi promovați, pentru a fi, nu știu, să-și dezvolte o afacere, o afacere care poate creează și aceea câteva locuri de muncă și așa mai departe. Eu știu, deci mergem iar într-o zonă în care este extraordinară, dar este o zonă mică. Trebuie să ne concentrăm pe principalele industrii din județul Hunedoara, trebuie să ne concentrăm pe industria energetică, trebuie clarificat problema cehului și o vom clarifica făcând două entități, una la Mintia, una în Valea Jiului. Va trebui să reevaluăm ce se întâmplă cu Mintia într-un mod ordonat, pentru că Mintia trebuie să funcționeze în continuare. Deci aveți un program și această problemă, cea a termocentralei de la Mintia și termocentrala a minerilor. Termocentrala de la Mintia va fi în programul oricărui candidat, pentru că nu putem să folosim termocentrala de la Mintia numai ca și vehicul electoral, oamenii de acolo să-i manevrăm. Noi trebuie să le spunem realitățile și trebuie să înțelegem cu ce ne confruntăm și care este foaia lor de parcurs. Noi trebuie să le spunem că termocentrala, așa cum a definit-o și Ludovic Orban și Virgil Popescu, ministrul economiei, ca un vector de dezvoltare și de țună doar și ca un element necesare industriei energetice din România. În strategia pe care guvernul Orban a făcut-o privind partea energetică, strategia energetică a României, termocentrala de la Mintia, CNH-ul, partea de Valea Jiului, este trecută cu peste 2% ca și contribuție. Deci este un jucător semnificativ în această piață și de reglementare și de producerea energiei și atunci noi avem această obligație, noi hunedorenii, să gândim lucrurile mai profund. Sunt niște probleme acum, sunt niște încurcături acum acolo. Sunt probleme care țin de instanțele de judecată, de rezolvarea problemei de mediu. Aceste lucruri vor urma și vor trebui rapid rezolvate. Pot fi descurcate ițele în ceea ce, da, privește termocentrala Mintia, pentru că așa din exterior pare destul de complicată situația și angajații, vedem, situația sunt destul de nemulțumiți de ce se întâmplă acolo. Situația nu este deloc încurcată. Așa pare. Avem o Mintia ca și un complex energetic
ca și cehul, îl avem în această lichidare. După această lichidare, care este o procedură judecătorească și se va termina probabil în acest an, va urma reorganizarea cehului într-un ceh mai mic împreună cu Paroșeniu și Mintia va fi în cealaltă parte ca și societate separată. Dar noi trebuie să nu uităm un lucru. Aceste două entități energetice sunt, dar noi trebuie să dezvoltăm și celelalte entități energetice. Adică mai avem aici niște componente de care noi nu vorbim deloc. Este vorba despre barajul de la Mihăileni, care trebuie să fie finalizat în 2022. Guvernul Orban alocând în acest an aproape 15 milioane de lei, ca atât mai puteam face din septembrie până la finalul anului, urmând că la anul să alocăm majoritatea sumei pentru terminarea lui, iar în 2022 să fim capabili să-l inaugurăm. Avem problema legată de centrala pe gaz, pentru care se va construi cu Romgazul, vor fi trei vor fi trei module care se vor construi acolo, undeva pro 170 de megawați. Vor fi o grămadă de lucruri care se dezvoltă județul Hunedoara. Pentru Valea Jiului trebuie să reluăm problema de la Valea de Pești, trebuie văzut ce facem acolo, pentru că este un proiect european care n-a mai fost promovat, este ținut în sertar, nu înțeleg de ce. A fost această discuție când a venit ministrul Vela în urma inundațiilor și am primit atunci asigurări că vom descurca și această problemă și o vom deseleni și împreună cu Apele Române va trebui promovată și problema barajului în sine, cât și în aval de baraj, ca să nu mai avem problemele cu inundațiile care le-am avut în această vară. Deci, plus, mai spun că nimeni nu discută nimic de râul Mare Retezat, unde au rămas o grămadă de microhidrocentrale neconstruite, unde va trebui să terminăm această salbă de microhidrocentrale și împreună cu hidrocentrala să facem această legătură în așa fel încât din punct de vedere energetic județul Hunedoara să fie un jucător și un producător adevărat în care și să modernizăm această industrie pe care noi o avem. Da, și este păcat pentru că avem la îndemână atât de multe resurse, cum spuneați și în ceea ce privește această vale, da, avem acele microhidrocentrale, păi hai să le facem să funcționeze toate, să fie așa cum trebuie. Au fost probleme de mediu, au fost probleme de neînțelegere, au fost probleme de... Soluții se pot găsi. Da, se pot găsi. În aceste zile discutam referitor la industria auriferă, la mineritul aur, următorul lucru. De ce noi în județul Hunedoara nu putem să descurcăm până în final această chestiune? Că e o chestiune de mediu, că nu e o chestiune de mediu. Pentru că trebuie să spunem concetățenilor noștri că toți politicienii au privit că nu se pot face, datorită, nu putem dezvolta această industrie, dar trebuie să o spunem pe românește și pe șleau. Dacă tot nu putem dezvolta, noi, județul Hunedoara, trebuie să cerem Comisiei și Guvernului României compensații financiare cu privire la faptul că noi nu putem să desfășurăm acest tip de activitate. Adică, soluții se pot găsi. Da, noi trebuie să cerem aceste compensații Guvernului și Comisiei Europene. Adică, dacă tot nu putem să ne exploatăm, nu putem să ne dezvoltăm un anumit tip de activitate, haideți atunci, faceți cum am făcut la Petroșani, acel ITI în care băgăm 500 de milioane de euro și pe această parte, ce înseamnă zona Bradului, Certejului, Devei până la urmă, să dezvoltăm aceste noi capacități de producție. Deci suntem aici, noi trebuie să facem în așa fel încât să reconstruim acolo unde se poate, industriile care au funcționat aici și acolo unde se mai poate alte industrii, dar care să ne facă pe noi să ținem în mod coerent acasă tinerii și să putem plăti salarii, pensii și să avem o viață mai bună în acest județ. Nu veți avea probabil o misiune prea ușoară, având în vedere că, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, au fost 30 de ani în care lucrurile
s-au schimbat, pentru că evoluția până la urmă este firească, acum că nu s-a făcut, poate nu a fost o evoluție atât de rapidă pe cât ne-am fi dorit fiecare dintre noi, asta este o altă poveste. Însă, încet, încet lucrurile s-au mai schimbat. Iată, vorbeați mai devreme și despre această digitalizare. Iată că pandemia a făcut oarecum cumva să ne mișcăm puțin mai bine și din acest punct de vedere, să vedem că nu mai trebuie să mergem la 5 instituții pentru a sta la cozi, să nu știu, plătim o factură sau să depunem anumite declarații. Noi când vorbim de digitalizarea, dar de fapt noi vorbim de altceva, de un concept mai vechi pe care l-am uitat. Este vorba despre restructurarea administrației publice locale și centrale. Până la urmă, acest tip de restructurare va veni prin acest tip de digitalizare, pentru că în momentul în care această pandemie ne-a învățat că putem lucra și mai puțin și că putem renunța la un tip de documente, acte, hârtii, ștampile și toate celelalte, am învățat între timp că putem fi eficienți cu un număr mai redus de, în această administrație sau cu o reașezare a acestor oameni pe alte poziții și pe alte, da, pe alte competențe. Nu e vorba de pierdut aici. De muncă, aici nu e vorba de pierdut. De pierdut vor avea cei care nu se vor putea adapta digitalizării și celorlalte. Pentru că în administrația publică trebuie să înțelegem lucrul că a lucrat acolo. Avem nevoie de oameni, dar avem nevoie de oameni competenți și avem nevoie de oameni, cum spune proverbul românesc, omul sfințește locul. Deci trebuie să fim, să găsim acești oameni și ei trebuie să înceapă să se pregătească, să se instruiască și să treacă și ei într-o altă etapă. Nu mai putem rămâne după această perioadă în aceeași etapă. Am învățat că putem funcționa de acasă, am învățat că putem funcționa mai puțin, am învățat că dacă stăm prea mulți în birou ne infectăm. Acest efect face astăzi ca la Deva, primarul municipiului Deva, să facă o restructurare pe care... O restructurare a activității, toate celelalte, și zic că nu mai am nevoie de 170 de oameni. Nu este, același lucru îl face Ilie Bolujan la Bihor. Același lucru îl face Dunca la Caraseverin. Și acest val a pornit, acest val al... Reorganizarea administrației și până la urmă ducerea ei către un sistem performant și el va continua. De fapt, revoluția care trebuia să aibă loc de sus în jos, are loc acum de jos în sus. Acești oameni au constatat că trebuie să-și modernizeze administrațiile dacă cetățenii pe care îi conduc doresc să aibă vreo șansă. Aceasta este chestiunea pe care, care urmează este tendința în România la această oră. De aceea conceptul de digitalizare se leagă de acest concept de restructurare a administrației publice locale și centrale. Va trebui să ne profesionalizăm. Observăm de ani de zile că nu am mai atras fonduri europene și că avem o problemă... Și de ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? Pentru că această administrație... Au existat, axe au existat. Nu. De ce administrația și voința a fost dusă la limita de jos. Trebuie să vă spun un lucru, că pe programul operațional regional mă uitam, Consiliul Județean Hunedoara din vreo sute de milioane de euro a tras 1,62%. Deci niște procente absolut ridicole în 4-5 ani. Acum este un heirupism, hai că mai avem 3 ani și trebuie să închidem toate programele. Nu așa se face. Deci trebuie să lucrăm în toată această perioadă și să ajungem mereu, să nu ajungem mereu la acest tip de rezultat. Noi suntem la urma tuturor clasamentelor și nu reușim să aducem ceea ce este al nostru și ceea ce avem alocat acum în vederea modernizării României. Noi avem o grămadă de probleme și stăm și ne încurcăm într-o grămadă de proceduri. Vorbeam despre chestiunea că eu am așteptat și la Hunedoara, la Consiliul Județean, să se întâmple același lucru. Consiliul Județean Hunedoara are vreo 500 de angajați și au cele mai mari salarii din administrația, din județele cu administrație publică din România. Ceea ce înseamnă că n-au avut mari performanțe în ultimii 4 ani, mai mult au plătit salarii și
Cam atât. Nu știu, vreo mare lucrare, aleargă pe câte un drum să se filmeze spunându-le candidaților lor astăzi, vai de mine cât suntem de grozavi în ceea ce am făcut în ultimii ani în România. Nu este foarte adevărat. Deci ei trebuie și ei să urmeze o cale normală a digitalizării și a restructurării a propriei activități. Trebuie la un moment dat ca și ei să devină vector de dezvoltare în acest județ. Nu putem fără Consiliul Județean Hunedoara să avansăm în modernizarea acestui județ. El este un partener pentru consiliile locale, pentru OAT-urile din județ. Trebuie să propună și să-și propună în această perioadă mult mai mult în raport cu ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Da, rămâne de văzut în perioada următoare dacă lucrurile totuși se vor mai așeza din acest punct de vedere și vom vedea totuși mai multe proiecte, chiar și pe fonduri europene, cum spuneați și dumneavoastră, pentru că este așa o gură de aer pentru noi. Ei sunt obligați și obligă viața. Fonduri, au avut 4 ani, nu știu ce au făcut, dar acum, dacă tot au câștigat cu un scor substanțial în județul Hunedoara, nu au decât acum să vină și să aplice politicile în județul Hunedoara. Adică acum trebuie să vedem, adică nu mai ținem, aveau ei acolo agenția de dezvoltare care se ocupa numai de turism. Turismul este foarte important pentru județul Hunedoara, dar nu este cel mai important. Cel mai important este această reindustrializare, această recapitalizare. Pentru că noi suntem în principal un oraș și un oraș, zic de Deva, și un județ cu vocație industrială. Să nu uităm acest lucru, pentru că dacă îl vom uita, vom trăi acest fenomen al depopulării într-un ritm mult mai accentuat decât acum, iar autostrada, linia de mare viteză care s-au construit, vor trece pe lângă noi, le vom folosi ca să circule între Alba și la propriu, tot ce înseamnă exact. capitalii și toate celelalte, între Timiș și Alba și Sibiu. Deci noi trebuie să avem foarte mare grijă acum cum facem să aducem toți actorii la masă, cum facem să încercăm să dezvoltăm acest județ. Iar acest lucru vă accentuez. Face parte din programul meu, din programul Partidului Național Liberal și din ideea pe care o avem despre cum va trebui să evoluăm în acești în următorii 8 ani. Cum spuneam chiar înainte de a începe această emisiune, interesul hunedorenilor, interesul românilor de obicei pentru alegerile parlamentare parcă nu este la fel de crescut față de alegerile locale. Poate ar fi bine să le spunem și telespectatorilor care este rolul unui parlamentar. Cred că așa poate lucrurile s-ar mai schimba puțin în viziunea deci, multora dintre dumneavoastră cei care ne urmăriți. Modul clasic în care noi gândim parlamentare, niște oameni pe care îi alegem, îi trimitem, îi plătim din banii noștri, și mai au și privilegii, mai au și de toate celelalte. Trebuie să vă spun că sunt la prima candidatură. Da, și, nu ați mai și eu și Vetuța Stănescu, care este prima la cameră. Deci noi la Hunedoara, să zicem, suntem o garnitură nouă, o echipă nouă. O să vă rog să ne spuneți puțin și despre echipa dumneavoastră puțin mai târziu, însă acum să vedem cum se treaba cu parlamentarii. Deci am gândit mereu acest rol al parlamentarului ca un om care îl trimitem, face parte dintr-un grup, într-o comisie parlamentară, din asta votează niște legi, după care vine și cei care mai lucrează prin teritoriu. Da, în fond, 30 de ani lucrurile s-au desfășurat cam așa. Asumarea multor au fost parlamentari care și-au asumat și celălalt rol. Un rol de, să zic așa, un om, niște oameni care au făcut un de lobby. Pentru că fiecare județ, fiecare parlamentar pe care îl trimitem acolo trebuie să facă lobby în principal, în afară că votează legi, că și desfășoară activitatea, va trebui să facă lobby pentru județul lui. Dacă te doare sufletul și dacă crezi în acest județ și în oamenii din județul Hunedoara,
trebuie să te duci să faci lobby, trebuie să te lupți pentru fiecare program, pentru fiecare sumă de bani pe care poți să iei de la guvern, pentru fiecare parte de oameni, investitori și tot ceea ce poți aduce în județul Hunedoara. Comunitățile locale, reprezentate de primari din județul Hunedoara, asta așteaptă de la noi. Așteaptă de la noi să-i punem în legătură, să fim legătura directă între ei și București, între ei și capital, între ei și afaceri, între ei și investiție. La București și nu numai. Că și este vorba, este vorba de vocea noastră, pentru că acest lucru pe care vi-l spun, aproape fiecare parlamentar din alte județe îl fac. Vreau să observați Alba, care merge unitar și care a știut mereu să-și calibreze discursul în jurul și în favoarea județului Alba. Noi, acum, trebuie să calibrăm acest discurs în jurul Devei și județului Hunedoara. Trebuie să găsim toate resursele să ducem la îndeplinire ceea ce vă spuneam mai devreme. De aceea, rolul parlamentarului care vin nu este numai să stea și să voteze niște legi și să încaseze, niște bani. Aceste legi trebuie să fie legile județului Hunedoara, trebuie să duci problematica, trebuie să o dezbați și trebuie să te asiguri că se și votează și că ea ajunge sub formă de lege și că îți ajungi cetățenii. Asta este prima parte și este obligația ta de bază pentru care te duci. Dar în partea a doua este partea de lobby, este partea de a găsi toate modalitățile și a aduna toate resursele și să le aduci în județul tău. Dar pentru asta trebuie ca acea persoană care ajunge în Parlamentul României, fie că vorbim de senatori sau deputați, trebuie să cunoască foarte bine problematica județului pe care îl reprezintă în primul rând. Și aici cred că și acea legătură cu primarii, cu administrațiile locale, cu chiar și cu consilierii, cu reprezentanții consiliilor județene, cred că legătura ar trebui să fie una destul de strânsă. Sunt un om care fac de 30 de ani politică, v-am spus. Știu tot județul Hunedoara ca pe degete. Nu am zone în care să nu fi fost să nu știu. Știu oamenii, știu toate celelalte. Știu și durerile și toate lucrurile bune și rele care s-au întâmplat în acești ani. Trebuie să fii foarte... această campanie electorală este un bun prilej de a pune lucrurile într-o anumită ordine din punctul meu de vedere. În sensul că acum aflăm din nou toate problemele care au ieșit și după această pandemie. Eu le aveam, oarecum, sunt într-un avantaj față de ceilalți, că a fost prefectul județului Hunedoara județul la pas și am și fost în contact cu foarte multă lume și cu foarte mulți oameni. Dar și în aceste zile am revelația că îmi transmit o grămadă de lucruri care pot fi rezolvate și pe care noi nu le-am rezolvat, nu știu din ce motive. Când spuneți noi, la cine vă referiți? Noi politicienii vis-a-vis de cetățenii pe care vin. Am fost ieri la Petrila și, de exemplu, așa, niște chestiuni scurte. Am fost la CRU pensionarilor și am discutat cu oamenii de acolo și îmi spuneau că avem o problemă legată de pensii, că pensiile pentru văduvele din Valea Jiului sunt la jumătate, dar că nu se descurcă, că sunt probleme de genul ăsta. Și am spus... Dar a propus cineva lucrul ăsta. Ce noi tot am sesizat, dar niciodată n-au ajuns nici la un ministru, nici în Parlament și n-au ajuns la nicio reglementare. Vă dădeam numai un simplu exemplu pe care ieri l-am văzut și pe care pus să reglementez. Astăzi am ajuns la Ilia, vorbeam despre lemnele de foc. Și toți îi spun, doamne, e puțin 2 metri cub, de ce ați hotărât 2 metri cub? Da, trebuie modificată această lege, trebuie să-i lăsăm pe oameni că minimul pe o iarnă pentru o familie 15-20 de metri cubi, să nu-i mai încurcăm cu pădurarii care vin și vămuiesc. Deci sunt o grămadă de lucruri pe care le au. Acum am o echipă cu care scriem aceste proiecte și noi, parlamentarii hunedoreni din partea Partidului Național Liberal, care vom fi, cum vom fi, va trebui să le ducem în Parlament, va trebui să le transpunem în legi și să facem mai ușoară viața acestor oameni. Pentru că v-am spus, nu sunt multe lucruri, nu este o mare greutate. Sunt lucruri ține de chestiunea științei de zi cu zi. Adică te duci, vezi, știi,
Și atunci, clar că poți să preiei și duci problematica acolo unde se, unde se aprobă. De aceea vă spun, de asta mi-am dorit să devin senator. Mi-am dorit să iau aceste probleme și să le rezolv. În calitate de prefect, erai o persoană dintr-un executiv. Ești o persoană numită, ești o persoană care ai autoritatea și aplici ceva. Dar nu poți să mergi dincolo de acel ceva pe care trebuie să-l aplici. Vreau să merg dincolo de acel ceva și vreau să împlinesc împreună cu colegii mei viziunea noastră a Partidului Național Liberal despre partea socială, pensii, salarii și toate celelalte care cred că le putem rezolva fără nicio problemă și, dar mai ales această viziune nouă despre dezvoltarea județului Hunedoara. Și că tot ați amintit și de această echipă pe care o aveți alături, echipă cu care mergeți de ceva timp, chiar dacă, cum spuneați dumneavoastră, dar și doamna Vetuța Stănescu, sunteți două figuri noi pe listele Partidului Național Liberal pentru alegerile parlamentare, Senat, Camera Deputaților. Deviza mea pe această campanie a fost: am făcut, facem și vom face. Am făcut și vă vom prezenta săptămânile următoare tot câți bani am adus și ce proiect am dezvoltat în județul Hunedoara în ultimul an de zile și o să fiți extrem de impresionate să vedeți că nu au mai venit atâția bani de 20 de ani în România cât s-au venit în ultimul an. În acest moment, doamna Vetuța Stănescu, care este candidata la Camera Deputaților pe poziția 1 din partea Partidului Național Liberal, se află la... Să nu uităm, dacă îmi permiteți o paranteză, și secretar în cadrul Ministerului... Este secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice. Exact. Doamna Vetuța Stănescu, în calitate de secretar de stat la această oră, împreună cu doamna Pătrășcoiu, care este directora Companiei Naționale de Investiții, semnează la Petroșani contractul privind modernizarea bazei sportive Jiu Petroșani. La această oră la care discutăm, ceea ce spuneam era chestiunea că iată că și facem în acest moment, la momentul în care vorbim. Iar acel vom face, vă asigur că așa cum am pornit Mihăilenu și am început, am dat 15 milioane, vom da bani și la anul, deci vom face, cum facem partea de Romgaz, o facem, cum facem Valea de Pești, o să facem, cum facem toate lucrurile acestea, deci vom face. Noi nu utilizăm în această campanie numai sloganul, vom face peste 4 ani și vă vom mai trimite încă 40% să-i plătiți voi, că noi așa am scris în programul nostru de guvernare. Da, și ne-am obișnuit cu acel fotoliu și vrem să mai stăm puțin 4 ani ca să putem, deci, să facem ce v-am promis. Fac echipă cu Vetuța Stănescu la această oră și sunt convins, suntem niște oameni aplicați până la urmă, suntem niște oameni de meserie, suntem oameni care suntem trecuți prin instituții și prin viață, am avut și partea noastră de afaceri particulare în această viață, deci știm viața și dintr-o parte și din alta. Și avem această capacitate de a implementa proiectele. Până la urmă, problema noastră nu este numai să vorbim despre ele. Problema noastră este să implementăm, să găsim oamenii și să reușim să rezolvăm această problemă a dezvoltării județului Hunedoara. Și dacă ne apropiem așa încet, încet spre finalul acestei emisiuni și o să încheiem cu un subiect care ar fi trebuit să începem de fapt emisiunea. Cine este Vasilică Potecă? Așa în două minute, vă rog, dacă puteți să ne spuneți. Doamne, e o chestiune extrem de complicată să vorbesc eu despre mine. Până la urmă sunt o persoană care îmi doresc să mă împlinesc în acest județ împreună odată cu el. Eu mereu am spus, dacă ți-e bine în casă și e rău pe stradă, niciodată nu o să fii fericit și mulțumit. Deci, ceea ce îmi doresc, eu sunt o persoană, să zic, normală, veselă, mai și plină de optimist. Am acest optimism al rezolvării problemelor și niciodată nu mă las înfrânt de ele. Până la urmă, toată viața am căutat la fiecare problemă care a avut o soluție. Și vreau să vă spun un lucru, că
am soluțiile și soluțiile le știu. Deci sunt un om care vreau să rezolv să rezolvăm împreună și să rezolv această problemă și am această constanță în a munci multe ore și mult timp pentru ca să realizez aceste scopuri. Iar scopul meu, v-am spus, personal nu mai am o miză, dar am această miză și această responsabilitate pentru acești oameni din acest județ la care țin enorm de mult. Sunt atașat acestor valori. Nu mă duc, nu fac spectacole public despre acest lucru, dar sunt atașat acestor oameni și îmi plac oamenii și țin la ei și cred că vom reuși împreună în viitor. Deci asta sunt. Până la urmă, un om cu optimism și merg cu optimism înainte că vom rezolva problema și vom scăpa și de pandemia asta și că vom rezolva și problema pensiilor și a alocațiilor și a tuturor lucrurilor. Dar în primul rând trebuie să rezolvăm partea noastră de viață din județul Hunedoara, să ne fie ceva mai bine. Nu vreau să mai fiu numit Vaslui Ardealului. Vreau să devin Hunedoara hunedorenilor. Este bine că sunteți un om optimist și pozitiv într-o lume în care, iată, cam toți ne dorim să fim negativi, dacă îmi permiteți așa ca o paranteză, pentru că acest virus nenorocit ne-a cam schimbat așa puțin viața, dar trebuie să mergem înainte, trebuie să ne scuturăm așa de praf și să continuăm drumul nostru, pentru că economia nu așteaptă după noi, nu așteaptă după problemele noastre. Ideea este că fiecare dintre noi să încercăm cât de cât pe cât se poate așa să ne continuăm viața așa cum am făcut-o și până nu de mult. O să vă rog să transmiteți hunedorenilor un mesaj așa de 30 de secunde, acum, iată, la începutul campaniei electorale. În primul rând vreau să le transmit hunedorenilor compasiunea mea în legătură cu acest virus, cu această boală. Faptul că mă doare și m-a durut în această perioadă enorm de mult suferința lor. Sunt sigur, acum la începutul campaniei electorale, că vom depăși această boală, că viața noastră trebuie să continue, că trebuie să mergem la școală, trebuie să mergem la muncă, trebuie să avem grijă de familiile noastre, dar mai mult decât orice, trebuie să ne asigurăm că avem grijă de acest județ, că avem grijă de oamenii de lângă noi, că știm în ce direcție mergem, să aibă încredere în noi și să iasă la vot, să spună opțiunea, să ne spună ce trebuie să facem în următorii ani. Pentru că viitorul e aproape. Vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi. Vă mai aștept, pentru că spuneați mai devreme, mai aveți lucruri de prezentat hunedorenilor și proiecte pe care vom discuta de ce am făcut, ce facem și ce vom face. Vom discuta aplicat pe fiecare tematică în parte, pentru că sunt multe lucruri care trebuie discutate și scoase la lumină în această perioadă. Vă mulțumesc și mult succes! Și eu mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că v-ați uitat și astăzi la noi. Să aveți o după masă frumoasă! La revedere!